Un tânăr de 19 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce un obuz i-a explodat în față. Tânărul din Dolhești a încercat să-l găurească cu bormașina. Momentul în care a explodat, acesta a declarat inițial cadrelor medicale că i-a explodat telefonul în mână. La sosirea echipajelor medicale, acesta a recunoscut ce s-a întâmplat. Băiatul a fost preluat și transportat la spitalul Sfântul Spiridon cu traumatism la mână, coapsă și abdomen. Tânărul și-a pierdut mâna stângă și posibil să piardă și ochiul drept. S-a diagnosticat în urgență un traumatism abdominal cu hemoperitoneu, cu corp străini restanți, fragmente din proiectilul respectiv, care au pătruns în abdomen. De asemenea, traumatism de torace, traumatism la nivelul feței, traumatism la nivelul ochiului drept, care a afectat vederea și este posibil să rămână cu o pierdere a vederii la acest ochi, traumatism de mână stângă cu amputație a degetelor, aproape întreaga mână este amputată post-explozie. Sunt de asemenea corpi străini restanți, alice și la nivelul coapsei și la nivelul feței. Pacientul, după evaluarea în urgență, a fost internat în clinica chirurgicală de gardă și este în cursul intervenției chirurgicale.